Astăzi 26.07.2017. Dragii mei, eu, Viorel Bogdan, fiul omului, întrucât am văzut că ați fost nemulțumiți cum am scris noul rugăciunea, noua rugăciune Tatăl nostru, am făcut și mi-ați reproșat că este prea lungă și este foarte greu de reținut, m-am gândit la dumneavoastră și am, pentru noua religie a Iluminării, dacă voi reuși să o înregistrez, așa se va numi, religia Iluminării, îmi va ajuta Dumnezeu, Tatăl Ceresc, Iisus Hristos, Sfântul Duh și Sfânta Fecioară Maria, dacă îmi va ajuta să înregistrez această religie, dacă oamenii vor înțelege că va fi singura care îi va ilumina, atunci am, ca să creeze o religie trebuie să ai și un nou Tatăl nostru. Așa că vreau să comentați dacă această rugăciune este așa cum este scrisă de mine, este ideea mea. Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfânt este numele tău, precum în ceruri, așa și pe pământuri. Pâinea noastră, cea din toate zilele ne, dă-mi-o mie, Viorel Bogdan, în fiecare zi a vieții mele și-mi iartă mie păcatele toate făcute cu fapta, dorința, emoția, sentimentul, cuvântul și gândul în fiecare zi la adresa semenilor. Și ține-te, rog, departe de mine orice ispită și mă apără de cei răi, că a ta este împărăția, puterea și slava, a Tatălui Ceresc, a lui Iisus Hristos Fiul, a Sfântului Duh și Sfinte Fecioară Maria, Om, Mani, Padme, Hum, Aum. Vreau să comentați dacă această rugăciune este bună. Nu mă deranjează dacă mă criticați. Vreau ca am făcut această rugăciune ca oamenii să se îndrepte mai repede pe calea iluminării. Această rugăciune este o rugăciune Tatăl nostru personală a fiecărui om. După cum vedeți, am spus așa. Dă-mi-o mie, Viorel Bogdan. Viorel este prenumele meu. I e inițiala tatălui meu, Ion. Și Bogdan este numele meu. Așa că, în loc de Viorel I Bogdan, vă treceți prenumele dumneavoastră, inițiala tatălui dumneavoastră și Bogdan. Și o să mă întrebați de ce fac acest lucru, pentru că Viorel reprezintă spiritul, inițiala tatălui reprezintă sufletul și Bogdan reprezintă corpul fizic carnal. După cum vedeți, eu dau și explicații. Vă doresc multă sănătate, fericire și să dea bunul Dumnezeu ca Denisa e Răducu să învie, așa cum am cerut eu, după 120 de ore, 5 zile, și să fie bine pentru această planetă.